cea mai veche ctitorie bisericească din Râmnica, cărei temelie a fost turnat de domnitorul Pătrașcu cel Bun, i-a atras ca un magnet pe vâlceni care au venit în număr mare la slujba de hram. Construcția legată de numele domnitorului Mihai Viteazul, pe vremea când era ban al Mehedințiului, reprezintă nu doar un monument istoric, ci și un loc de pelerinaj, mai ales în ziua în care este cinstit ocrotitoarea sa spirituală, cuvioasa Parascheva. Credincioșii s-au bucurat de frumusețea zilei, participând atât la slujbă, dar și închinându-se la moaștele sfintei. Pentru a marca importanța acestei biserici, dar și a ocrotitoarei ei, slujba de hram a fost condusă de arhiepiscopul Râmnicului în al preasfinția sa, Varsanu Fier. Ale cinstitelor cereștilor și netrupeștilor puteri, ale sfintei cuvioase Parascheva, mult folositoarea, a cărei pomenire o să vârșim astăzi ocrotitoarea acestei sfinte biserici, a dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Parascheva sau Sfânta Vineri din poveștile românești este considerată ocrotitoarea Moldovei, motiv pentru care la Iași are loc un adevărat pelerinaj la care participă zeci de mii de credincioși. Și sentiu să ne arăt.